Ultimul concert al anului la tramvaiul Platformă va avea loc sâmbătă, 28 septembrie, de la ora 18. Elevii talentației Liceului de Artă Ion Vidu îi vor încânta pe cetățeni cu un recital de excepție. Printre tinerele talente care vor urca pe scenă se numără Sofia Ari, Maria Bengulescu, Maria Pârvulescu, Sara Luca și mulți alții. De asemenea, profesorii coordonatori ai acestora sunt Ramona Crina, Ingrid Nicolaescu, Elena Popa, Gabriela Popescu, Ovidiu Mureșan, Evelyn Marilyn Roman și Anca Lupu a Savei. Acești tineri artiști, pianiști, corniști și flautiști le vor arăta timișorenilor măestria muzicilor. Mulți dintre aceștia au deja în palmares premii internaționale și naționale de prestigiu. Totodată, sâmbătă va fi celebrată și încheierea celui de-al doilea an de concerte la tramvaiul Platformă. Această scenă a devenit un loc important pentru noua generație de muzicieni din Timișoara, fiind un loc de promovare a talentelor deosebite din oraș.